Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche. Bună seara, ascultați RFI. Emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri. În studio vă urează bun găsit, ca în fiecare seară de joi, Laurențiu Colintinanu. Este, cred că am zis, da, oboseala, 19 și 16 minute. Alături de noi în această seară în studio, reprezentând cu stoicism partenerii noștri de la revista Dilema Veche, Andrei Manolescu. Bună seara, Andrei! Bună seara! Mulțumesc că ești din nou alături de noi. Suntem doar noi doi în această seară în studio, dar vom avea intervenții de la alți doi oameni prin telefon, pentru că așa au permis detaliile logistice din această seară. Doi oameni care sunt chiar pe pagini opozabile, am putea spune și poziții, dar urmează să vedem, în orice caz pe pagini opozabile în dosarul Dilemei Vechi din această săptămână, care poartă titlul următor: Suntem datori să fim datornici? Bineînțeles cu semnul întrebării. Andrei Manolescu ne spune mai multe înainte de a face și o trecere în revistă a autorilor și temelor abordate în fiecare articol. Da, ne-a venit această idee, bineînțeles, inspirați fiind de povestea care s-a întâmplat și se întâmplă în Grecia. Care este situația României din punct de vedere al datoriilor externe? Și cifrele pot fi interpretate destul de îngrijorător, în sensul că viteza de îndatorare a României este mai mare decât a fost viteza de îndatorare a Greciei până a ajuns în cunoscutul impas. Chiar dacă datoria în sine este mai mică, totuși ea a crescut din 2000 până în 2015 de peste 6 ori. Iar în același interval, datoria Greciei a crescut de 2,2 ori. Deci dacă o ținem tot așa, spun unii economiști, am putea ajunge după anul 2020 în situația de faliment sau în orice caz de țară îndatorată serios în rândul țărilor lumii. Sigur, am încercat să vedem cum stau lucrurile, ce se poate face, care sunt opiniile specialiștilor în această privință, dar am mers și mai departe, cum ne este felul la ideea de datorie în România, ideea de împrumut, de credit. Ne-am adus aminte că am trecut printr-o situație foarte gravă și ideea de datorie externă trezește așa cumva niște amintiri foarte neplăcute. E vorba de anii 80, când numele acelei datorii care trebuia plătite, oamenii au suferit niște lipsuri crunte. Am mers și mai departe în istorie și am aflat cum se împrumutau boierii, voievozii, cine împrumuta, care erau relațiile între creditori și debitori. Și, bineînțeles, am ajuns și la situația omului de rând de astăzi, bănci, relații cu băncile, datorii, credite, firme de recuperare, instituții financiare non-bancare și așa mai departe. Am încercat să facem o analiză completă a ideii de datorii. Am înțeles. În afară de cei doi autori și specialiști pe care îi vom consulta în cele ce urmează, și o să vi-l dezvăluim la momentul potrivit, cine mai semnează articole și pe ce temă, Andrei? Adrian Cioroianu vorbește despre datoria externă a României din vremea lui Ceaușescu, cum a fost ea făcută și dă niște date tehnice despre cauzele tehnice, nu atât politice, deși știm că a fost și o mare problemă politică atunci. Mai este un istoric de la Iași, Mihai Mârza, care vorbește despre secolele 18, 19, 17 și ce se întâmpla atunci. De asemenea, este un alt istoric, Petronel Zahariuc, care are un articol exclusiv pe site, care tot așa vorbește despre datoria Moldovei, la o relație de îndatorare între Moldova și Polonia în secolul al
17-lea, cred, când s-a pus problema garanției, care era o regiune, Păcuția, și lucrurile au degenerat chiar în conflicte armate, pentru că acea datorie nu era plătită, erau tot felul de discuții. Marius Chivu, sociologul Marius Chivu, ne explică cine sunt datornici astăzi, cine sunt cei care și cum au ajuns în situația de a avea datorii la bănci. Sigur, sunt două categorii, unii care și le pot plăti și unii care nu și le pot plăti. Raluca Sâmbotin vorbește despre nevoile financiare, nevoile de dezvoltare în zona rurală, și nevoile de credit și modul în care instituțiile financiare ajung acolo. E vorba de acele IFN-uri, instituții financiare non-bancare, care fac împrumuturi sau vestitul CRE. În condițiile actuale, băncile ne prea reușind să acopere partea rurală și partea de credit agricol, în general, pentru micii agricultori, nu vorbim de marile ferme. De asemenea, Stella Giurgeanu, colega noastră de la Dilema Veche, scrie un text care se intitulează De ce urâm recuperatorii? Și vorbește despre firmele de recuperare care au apărut în ultima vreme și își fac tot felul de reclame chiar și la televizor. Nu mai e vorba de acei recuperatori periculoși, ilegali, care probabil că mai există, dar e vorba de firmele legale care încearcă să recupereze anumite datorii ale cetățenilor sau ale firmelor și care și ele, aceste firme de recuperare, sunt tentate de multe ori să facă abuzuri, amenințări, să întindă coarda și se pune problema dacă există niște reguli, sunt unele, dar adoptate de asociația acestora, deci nu e o lege, nu e încă un teritoriu virgin. Oarecum. Hai să începem să vorbim despre datorii și ca să răspundem la câteva întrebări legate de conceptul de datorii, o să le privim întâi și întâi de la nivel macro, deci vorbim despre datoriile României și plecăm de la întrebarea sau constatarea care a declanșat alcătuirea dosarului Dilemei Vechi din această săptămână. Se îndatorează România, nu se îndatorează, în ce ritm, e bine, nu e bine. Vorbim acum în legătură directă cu noi prin telefon cu Constantin Rudnitski, este jurnalist specializat în probleme economice, colegul nostru la RFI de altfel. Bună seara, Rudi! Bună seara! Articolul pe care tu îl semnezi în Dilema Veche săptămâna aceasta se intitulează Datorii bune, datorii putrede. Care sunt, Rudi, datoriile bune și care ar fi datoriile putrede? Sigur, în câteva cuvinte, așa, răspunsul l-aș da spunând că datoriile bune sunt acele datorii care duc la progresul statelor care iau aceste datorii, a companiilor care se împrumută sau, de ce nu, a persoanelor fizice care iau nu astfel de împrumuturi. Adică dacă fiecare entitate reușește să rezolve o problemă economică, fie că e vorba de o persoană fizică, ea poate să-și ia o locuință sau să-și mobileze o locuință sau să-și ia, eu știu, bunuri de folosință îndelungată și apoi și rambursează datoria, toate lucrurile sunt în regulă. La fel pentru state, dacă ele își acoperă o nevoie de finanțare de termen scurt sau de termen mediu cu astfel de împrumuturi, atunci sigur că lucrurile sunt în regulă. Acestea sunt în principiu datoriile bune și spuneam datorii bune pentru că există această butadă în mediul de business, afacerile se construiesc pe datorii și cu datorii, cu ajutorul băncilor, așa este, statele se împrumută totdeauna și s-au împrumutat, doar că uneori aceste datorii bune se transformă în datorii putrede, să spunem, datorii cu probleme. Ei, cum adică se transformă? Am avut un exemplu și avem, de fapt, trăim acest exemplu, doar că el este mai puțin pregnant și mai puțin vizibil în viața noastră de zi cu media noastră, dar spuneam că exemplu este cel al crizei datorilor suverane, cum s-a numit ea, s-a declanșat în anul 2008 în Europa. Știm bine, sau ne aducem aminte așa în inimă, nu vreau să
detaliem toate acele lucruri care s-au întâmplat, dar la linii mari criza vine din America pe baza celor subprime, cum s-au numite, nu credite date pentru zona imobiliară, dar nu numai, și acele împrumuturi, acele produse împachetate, cum s-au numit ele, care nu mai știau de fapt nimeni ce au în spate acele produse. Deci vine în America pe canal financiar, deci prin zona bancară. Băncile așadar au mari probleme atât în America, sau au avut mari probleme și atât în America, dar și în Europa. Și statele, primul reflex este acela de a ajuta băncile cu felul lor, americanii făcând acea injecție de lichiditate, cum s-a numit ea, Europa mai degrabă având acele ajutoare de stat pentru bănci, deci dau bani de la bugetele statelor sau în prima instanță, și sigur că în felul acesta statele ajung la datorii suverane, adică datorii ale statelor extrem de mari. Ele depășeau sau depășesc de fapt și acum pentru unele state chiar 100%, deci produsul intern brut al fiecărui stat. Sigur că Grecia e un caz mai special, nu are sens, poate acum mai mult discutat, și nu intrăm acum în detalii. Acolo e vorba și de omisiuni, de minciuni, pur și simplu, de statistică, de un dezmăț bugetar făcut în Grecia, dar cert e că, iată, statele ajung să aibă datorii foarte mari, mai mari decât produsul intern brut, și întrebarea care se punea și se mai pune încă în Europa este: statele ajută băncile, dar pe state cine le ajută? Și iată, răspunsul era că le ajută cetățenii buni plătitori de impozite și taxe, dar nu numai ei, pentru că acum avem, ca să închidem cercul și să închidem și această rememorare, avem în acest moment, nu, în Europa cel puțin, un program susținut de Banca Centrală Europeană care injectează în economie, în mai mulți ani va injecta undeva o sumă de 10.000 de miliarde de euro, acesta este programul, e în curs de derulare acum, unde sunt bani ieftini care merg către bănci, și băncile mai departe cumpără datoriile statelor, adică obligațiuni emise de state. În același timp avem o cumpărare directă a acestor obligațiuni de către Banca Centrală. Am avut programe în ultimii ani derulate de Banca Centrală Europeană și mai avem acel fond de salvare financiară de FSF-ul, cum se numește în termeni europeni, creat de statele din zona euro, tot de state până la urmă, menit să tocmai să cumpere datoria pe care statele o au și care ajunge la cadență, și pentru a ajuta statele nu de a se, de fapt e vorba de o rostogolire a datoriei. Aici e vorba de o datorie, să o numim putredă, pentru că pe de o parte este putredă, pentru că pe de o parte toată lumea se întreabă în Europa în ce măsură statele care acum au 100% datorie publică în produs intern brut se vor întoarce în următorii ani, pentru că asta este cererea tratatului fiscal, să se întoarcă la 60%, de să reducă datoria atât de drastic, și în același timp a creat probleme despre care vorbesc și în articol, problema de hazard moral, adică de ce dacă cineva are facilitățile acestea, respectiv băncile, de ce să n-aibă și altcineva, companii sau populație, și o problemă de împărțire a poverii, adică dacă nu cumva s-a discutat, dacă nu cumva băncile, companiile de audit sau cele agențiile de rating au și ele partea lor de vină în toată această situație care s-a creat, adică faptul că au finanțat la un moment dat state sau bănci, știind, nu, pentru că asta era jobul lor, adică să vadă ce se întâmplă acolo, știind că în ce situație delicată se află ele. Sunt întrebări care sunt la granița dintre economie și filozofie, dar economia le rezolvă în, cum spuneam, în soluțiile de zi cu zi, în viața de zi cu zi. E într-adevăr o puternică componentă filozofică. Aș extinde-o puțin pentru preț de doar câteva secunde, zicând că, în opinia mea, toate lucrurile astea sunt într-un oarecare cerc vicios, pentru că fiecare se finanțează pe fiecare și la sfârșitul zilei ajunge la tine, la mine și la ascultătorii noștri, care vrem, nu vrem, plătim impozite pentru că n-avem de ales. Dar, așa este. Referindu-mă la granița dintre datoriile bune și datoriile putrede și reținând un prag foarte concret, acela de 60% din produsul intern brut în datorare conform... conform tratatelor. Exact. Exact. Cine a calculat, Rudi, acest 60% și pe ce se bazează? Extinzând puțin întrebarea, unde devine datoria bună, una putredă în termen de datorie suverană? Cum se calculează sustenabilitatea aceasta? E o întrebare interesantă și complicată. N-am răspuns doar parțial în articol, dar dăm voie să intru, să exemplific pe întrebarea ta,
pe cazul României, pentru că avem niște date noi care au venit chiar de la Banca Națională. Și chiar dacă pare o paranteză, mă întorc, o să rămân la întrebarea ta. Lucrurile stau în felul următor. România în acest moment are o datorie publică undeva la 40% din produs intern brut, deci sub acel prag de 60% pe care vorbim. Marea întrebare pe care și-o pun analiștii sau chiar specialiștii și cei din Banca Națională este în ce măsură datoria României chiar la acest nivel este sustenabilă, pentru că pot fi condiții de piață în care chiar și la un 40%, la un 30% datoria publică a unui stat, acum mă refer la România, poate deveni nesustenabilă. Adică nu se poate finanța. Și iată riscurile pe care le văd cei de la Banca Națională în analiza pe care o fac, este așa numitul raport de asupra stabilității financiare, sunt legate de situația internă și de situația externă. Cea externă, după cum bine putem bănui, este legată de situația geopolitică din Orientul Mijlociu, de criza din Grecia, de criza refugiaților sau imigranților, cum vreți să o numim, de situația din economia mondială, pentru că e o situație complicată, prețul materiilor prime a scăzut în economia mondială, după cum bine știm, există sancțiunile pe care Europa, Statele Unite le aplică Rusiei și Federației Ruse și așa mai departe. Deci e o situație complicată. China nu mai are acea creștere pe care toată lumea o aștepta și atunci importurile chineze scad. Ori într-un context de tipul acesta, să spunem, la un anumit moment, prețul datoriei pe care tu vrei să o vinzi, adică prețul obligațiilor pe care România în speță le emite pe piețele internaționale, poate să crească, adică dobânzile să fie mai mari, mult mai mari decât acest moment. Ori niște dobânzi mai mari pot să ducă spre o problemă legată de nesustenabilitatea acestei datorii, în sensul că devin costuri atât de mari încât aproape că nu merită să iei acele împrumuturi. Dar n-ai cum să nu le iei, pentru că altfel intri în probleme de încetare de plăți. Și acum, ca să mă întorc la întrebare, sunt mai mulți parametri care lucrează atunci când vorbim de sustenabilitatea unei datorii publice. Vorbeam despre costurile externe, deci riscurile externe, dar avem și niște costuri interne legate, spre exemplu, de deficitul bugetar, de creșterea economică și, evident, de dobânzi. Și, ca să simplific un pic lucrurile din această triadă oarecum complicată, aș spune așa, cu cât deficitul bugetar este mai mare, cu atât nevoia de finanțare a acestei instituții și a oricărui stat este mai mare, cu cât dobânzile încep să crească și sigur că suntem într-un moment, nota bene, a dobânzilor foarte mici, nu numai în România, pe toate piețele. Vedem băncile centrale europene care, începând cu Federal Reserve, Banca Americană, care are dobânzi de 0,25%, dar sunt state cu dobânzi care merg spre 0%. Deci toate aceste dobânzi mici se pot transforma, la mai cum spuneam, în dobânzi mai mari și atunci problema devine de costuri. Și mai este această chestiune a creșterii economice. Putem avea o creștere economică, sau mă rog, România are o creștere economică solidă acum, peste 3%, undeva spre 3,5%, dar relația cu datoria este de tipul următor. Dacă datoria publică nu rămâne în parametrii optimi, să-i numesc așa, acest tip de datorie poate să transforme creșterea economică în recesiune. Și mă întorc la deficitul bugetar, ca să fiu foarte să închei cu această idee. În raportul BNR se spune foarte clar, dacă România nu merge pe deficite bugetare mici, adică dacă se duce spre 3% din produsul intern brut timp de 3 ani de zile, în următorii 3 ani, va avea o problemă de sustenabilitate a datoriei publice. Ori în România lucrul acesta este clar că se va întâmpla cel puțin pe în următorul an, pentru că l-am auzit pe ministrul finanțelor, domnul Teodorovici, spunând despre faptul că anul viitor vom avea un deficit de 3% din produsul intern brut ca urmare a aplicării relaxării fiscale și a legii de salarizare unitară. Deci deja anul viitor avem un 3%. Dacă România rămâne în parametrii aceștia de 3% pentru următorii 3 ani, spun cei de la Banca Națională, se creează o problemă de datorie publică, adică de finanțarea datoriei publice și o problemă apoi se revarsă către zona de creștere economică, adică se poate transforma creșterea economică din creștere în recesiune. Iată că sunt delegate din acest motiv, ca să încheie de data aceasta cu această idee, l-am auzit pe
guvernatorul Iserescu, nu sunt neapărat un fan al domniei sale, dar sigur că îl cităm de foarte multe ori, spunând, vorbind, făcând o pledoarie zilele trecute despre cât de importantă este macrostabilitatea, despre cât de important este să ai deficitul bugetar sub control sau să ții cât mai sus acest deficit bugetar, fapt care în mod evident acum pare că nu se întâmplă, pentru că lucrurile se duc către, iată, relaxare fiscală, care are meritele și virtuțile ei, către o lege de salarizare unitară pentru bugetar care va costa bugetul, dar către un deficit mare care, încă o dată repetat în anii, în următorii ani s-ar putea să aducă probleme legate de finanțarea datoriei publice. Constantin Rudnițchi, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi în seara aceasta cu explicațiile pe care tocmai le-am auzit. Trecem la o altă legătură telefonică în acest moment, tot în direct, la domnul Dorel Dumitru Chirițescu, este profesor de economie la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Bună seara, domnule Chirițescu! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Mulțumim că sunteți alături de noi la această oră relativ târzie. Vreau să citez... O oră târzie, pentru că ne pregătim de meci, nu? Și asta e adevărat, dar dacă mă întrebați acum repede, nu știu să vă zic ce meci. Nu știu să vă zic la ce meci vă referiți. De fotbal. Am înțeles. De la viteza mingii aș vrea să trec la viteza de îndatorare a României, domnule profesor. Acesta este titlul pe care l-ați dat articolului semnat de dumneavoastră în dosarul Dilemei Vechi. Ascultând, pentru că știu că ați stat în așteptare și ați ascultat și ce spunea Constantin Rudnițchi mai devreme, vreau să vă întreb dacă vi se pare că viteza de îndatorare a României este mare, îngrijorătoare sau dimpotrivă, și de la constatând că totuși are un ritm relativ ridicat, îl spunea Andrei Manulescu în deschiderea emisiunii, ne îndreptăm către un scenariu, îi preiau o întrebare din articolul dumneavoastră, ne îndreptăm sau ne putem îndrepta către un scenariu asemănător cu cel al Greciei? Da, evident că despre asta este vorba pe fond, pentru că până la urmă, și vreau să-l felicit pe Andrei Manolescu și pe cei de la Dilema pentru inițiativa de a face de a intra pe această problematică a îndatorării în general și a îndatorării economice în special, pentru că problema imigrației a pus cumva în umbră marea problemă pe care o aveam în dezbatere înainte de aceasta, adică problema Greciei și în general problema îndatorării statelor lumii și europene, dar nu numai a statelor europene, ci în general îndatorării ca stat. Eu am simțit nevoia unei asemenea intervenții, tocmai plecând de la această constatare că viteza, până la urmă, de îndatorare, care mie mi se pare un indicator sau, să zicem așa, o sintagmă ușor calitativă și nu cantitativă în ceea ce privește judecățile despre îndatorare, deci viteza de îndatorare este una nu mare, ci foarte mare. Este îngrijorător de mare în raport cu alte state și chiar în raport cu Grecia. După cum ați observat în materialul meu, pe o analiză 2000-2014, Grecia s-a datorat, datoria publică a Greciei a crescut de 2,2 ori, pe când datoria României a crescut de peste 6 ori. Deci este o viteză uluitor de mare și evident că până la urmă, așa cum atenționează și Banca Națională într-un material publicat în aceste zile, este evident că până la urmă, într-un context nefavorabil de continuare a unei asemenea îndatorări, România poate să devină nu o țară îndatorată, ci o țară pur și simplu în incapacitate de a rambursa datoria respectivă. Și asta este foarte rău. Poate fi foarte rău. Aș vrea să vă întreb însă, când ne uităm la creșterea economică, într-o discuție de cafea, dacă vreți, sau de cappuccino la o oră târzie, România se poate lăuda în anii post-decembriști cu un ritm de creștere de cele mai multe ori bun, uneori chiar foarte bun. În același timp, Germania crește cu un 0,1, 0,2, dacă ajunge la 0,3, e Bayram cu döner kebab, pentru că asta a devenit mâncarea tradițională acolo. Dar dacă ne uităm totuși cât înseamnă 0,1% din economia Germaniei versus cât înseamnă 7% din economia României, vedem bineînțeles că în termeni absoluți Germania crește mult mai mult. Nu s-ar putea aplica același raționament și la această viteză de îndatorare?
spuneți, și așa este, că nu e o opinie, că a crescut datoria României de 6,3 ori, în timp ce cea a Greciei doar de 2 ori. Dar de la ce prag și către ce sumă absolută, v-aș întreba? Până la urmă, da, comparația cu Germania se poate face în termeni în care creșterea economică a României se raportează la creșterea economică a Germaniei. Dar în momentul în care discutăm despre îndatorare, trebuie să comparăm între ele datoriile. Ori, atenție, Germania nu este o țară îndatorată. Nu, dimpotrivă. Despre asta este vorba. Pentru că economia nu este atât de complicată. Ea, din punctul meu de vedere, economia este și o știință a bunului simț. Este și o știință a omului care are o familie, care are un buget. Știți că atunci când te îndatorezi, trebuie să plătești până la urmă, într-un fel sau altul vei plăti. Că vine preceptorul în curte și ți ia vaca și cu perna de sub cap, ca în moromeții, da? Sau că plătești pur și simplu din veniturile pe care le ai, până la urmă va trebui să plătești. Și asta se întâmplă și la persoanele fizice, asta se întâmplă și la țări. Deci ideea aceea că noi putem crește datoria foarte mult, pentru că încă mai avem până la acel 60% pe care îl tot invocăm în mod fals, putem să ne îndatorăm și mereu să ne îndatorăm și mereu să ne îndatorăm, este o idee falsă. Pentru că, până la urmă, România este o țară imprevizibilă. România, ca și Grecia, este condusă de o oligarhie politică la rândul ei absolut imprevizibilă, pe care nu te poți baza sub aspectul receptivității, sub aspectul stabilității și al seriozității politicilor economice. Deci România trebuie să aibă o politică a îndatorării extrem de prudentă. Extrem de prudentă, nu prudentă. Pentru că, la un moment dat, cineva o să spună, da, pe timpul meu s-a trăit bine și cu asta basta. Și uite, acum te trăiește rău, dar nu mai spune de ce să trăiește rău, pentru că trebuie să rambursăm datorii făcute pentru consum. Legătura cu PIB-ul este una foarte simplă. PIB-ul stă și el pe două picioare, pe producție și consum. Știți? Și dacă facem datorie pentru consum, atunci este cu adevărat grav. Am înțeles. Spuneți că suntem conduși de o oligarhie politică, la nivel personal contrasemnez această afirmație dacă ar fi cazul să o fac. Periculoasă. Da. Imprevizibilă. Spuneți-mi, vă rog frumos, câtă crezare trebuie, să spunem, ascultătorul nostru sau telespectatorul unui post de televiziune să dea rezultatelor economice prezentate cu atâta pompă și fast de, să zicem, premierul Victor Ponta sau de orice alt personaj din arcul guvernamental la alegerea dumneavoastră? A, nu, oamenii politici trebuie, vreau să vă spun că eu fac acest exercițiu permanent cu prietenii mei, cu cei din familie, cu oamenii apropiați și în ceea ce scriu. În general, oamenii politici trebuie întotdeauna priviți cu atenție și sub rezerva citirii și sublinierii și căutării opiniei unui specialist. Pentru că oamenii politici de regulă ascund adevărul sau îl spun altfel. Adică, dau un exemplu, din ultima perioadă, România nu mai are datorii la femei. Da, bun, România nu mai are datorii la femei, dar România este totuși o țară îndatorată. Deci nu avem încă o performanță. Adică, știți cum, pe ei trebuie să luăm sub această rezervă a mesajului politic și a mesajului mai ales de tip electoral, care, din păcate, funcționează nu numai în campaniile electorale, ci între campaniile electorale. Deci omul politic vorbește ceva, specialistul trebuie să vorbească altceva și specialistul are datoria, are obligația să tragă semnal de alarmă atunci când un semnal de alarmă trebuie tras. Și pe mine mă bucură că cei din Banca Națională, deși vreau să vă spun, așa cum se întâmplă în cazul domnului Rudinski, nici eu nu sunt un mare fan al celor din Banca Națională și putem discuta foarte mult pe tema asta, dar de data asta semnalul lor tras în cursul acestei săptămâni, cred, pe raportul de stabilitate financiară, conform căreia datoria publică poate să devină nesustenabilă, este un semnal de luat în seamă, pentru că este un semnal al unor oameni care știu economie și știu ce vorbesc. Domnule profesor, aș vrea să vă rog să predați, sigur foarte pe scurt, că așa e la radio, o lecție către următorul scop. Cum ar putea România, într-un orizont de timp oarecare, că nu-mi imaginez că poate în câțiva ani de zile, atâta economie mai țin minte și eu din facultate, dar într-un orizont de timp oarecare să ajungă la un stadiu cel puțin propus, cum are Germania, să facă îndatorare nouă, zero,
peste 2 ani, dacă nu mă înșel, sau să ajungă la un buget echilibrat, deci să cheltuie exact atât cât încasează. Cum poate să ajungă la stadiul în care să emită obligațiuni, așa cum face Berlinul, și să primească banii de la investitori doar să aibă permisiunea să-și investească fondurile în obligațiuni germane? Care ar fi o rețetă simplificată, bineînțeles, ca să putem să ajungem la așa un deziderat? Cel mai simplu ar fi să ne chemă Germania, dar din păcate asta da, nu se poate. Da, da. Hai, avem Lordul Keynes, bucățică mică. Că sunt eu un contratim de sonor și nu vă aud foarte bine în momentul în care comunicăm. Deci știți că Lordul Keynes, după al doilea război mondial, după conferința de la Bretton Woods, când s-a întors în Marea Britanie, l-au întrebat de ce a acceptat acordurile de la Bretton Woods și faptul de a impune America dolarul ca monedă internațională de rezervă, o hegemonie monetară care continuă și azi. Și Lordul Keynes le-a răspuns foarte simplu: rugați-vă și să știți că ar fi bine dacă în continuare am fi al 53-lea stat american. Ideea este foarte simplă. Nu suntem Germania, noi suntem doar România și noi trebuie să fim atenți cu sărăcia pe care o avem, să o gospodărim foarte bine. Deci, până la urmă, acesta este mesajul oricărei lecții, până la urmă, de bun simț, de raționalitate elementară. Avem bani, cheltuim, nu avem bani, nu cheltuim. Ideea este să și investim, să creăm infrastructură, să creăm locuri de muncă, să aducem oameni, să mobilizăm economia, să scoatem în atenția lumii, da, prin seriozitate, pe cât putem, da, să scoatem odată statul din economie și pierderile pe care statul le împinge anual în economie și care creează aceste, o parte importantă din aceste deficite și așa mai departe. Deci este, până la urmă, un lucru de bun simț, da? Echilibrul este dezirabil. Eu militez pentru el în finalul articolului meu și nu numai pentru echilibrul bugetar, ci pur și simplu și pentru alte măsuri care pot fi cuprinse într-o eventuală revizuire a Constituției, în ideea acestei doctrine, nu neapărat nouă, dar foarte interesantă, care este constituționalismul economic. Pentru că multe vin din economie și multe se finalizează, după cum bine știm, cu economia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că ați fost alături de noi. Am stat de vorbă cu domnul Dorel Dumitru Chirițescu, este profesor de economie la Universitatea Constantin Brâncuș. Pe final de emisiune, concluziile aparțin lui Andrei Manulescu, cel care a cules articolele. I-a invitat de altfel pe cei doi, Constantin Rudnitski și Dumitru Chirițescu, să scrie în paginile Dilemei Vechi. Ce ne facem? Iar ați pus un subiect pe tapet care e anticurent, ca să zic așa. Ce ecou sper că va avea culegerea de texte de săptămâna aceasta? Ecou ar trebui să... Nu pot să sper asta, dar mi-aș dori să fie o mai mare prudență în gestionarea finanțelor țării și a îndatorării. Sper că cine trebuie să citească și să ia aminte la lucrurile astea, dar dincolo de asta aș vrea să spun că am uitat un articol foarte interesant care e din cu totul alt registru, deși tot despre datorie. Caietul de la Venus se cheamă articolul, e vorba de acel caiet al datornicilor unui magazin pe care îl frecventa colega noastră Adina Popescu și care, la un moment dat, neavând bani, a fost intrigată de faptul că erau niște persoane acolo care tot timpul luau pe datorie până la pensie sau până la următorul salariu și erau trecute într-un caiet. Și s-a întrebat cum reușesc acești oameni să fie în acel caiet și s-a gândit că vrea și ea să fie din când în când să poată lua fără bani. S-a împrietenit cu o vânzătoare, a stat și a ascultat toate poveștile, sperând că asta va fi de ajuns. Când a fost la ananghe la un moment dat și a trebuit a vrut să se împrumute, să ia un pachet de țigări, fiindcă e fumătoare și știm cum e cu fumătorii când nu mai au țigări, și nu avea bani deloc și s-a dus la acea vânzătoare pe care o ascultase o oră întreagă altădată spunându-i toate necazurile și a spus: vreau și eu să mă treci pe caiet cu un pachet de țigări. Și vânzătoarea a spus: nu, nu se poate, nu ne lasă șeful. Deci aici concluzia ar fi că există un, cum spunea Constantin Rudnitski, un hazard moral al datoriilor. Unii pot să se îndatoreze, alții nu.
unii se îndatorează și sunt scutiți de o plată, o parte a plății datoriei, cum s-a întâmplat cu Polonia în 1991. Alții se întâmplă și cu companiile românești de stat. Alții plătesc până la ultimul leu și, și para nu avea încotro. Deci, din păcate, așa e lumea, există acest hazard, nu e totul riguros și cifrele uneori pot fi șterse. Așa este. Problema e că pare că economia în orice aspect al ei, de la cel mai mic până la cel mai mare, la nivel statal, pare să nu poate să funcționeze fără creditare, pentru că dacă ne aducem aminte de anul 2008-2009, în apogeul crizei americane, problema cu adevărat mare care a determinat guvernul să intervină a fost aceea că băncile nu mai dădeau credite, deci nu mai creditau. Că intrau ele în faliment era una, dar se distrugea tot sistemul de creditare pe care este de altfel bazată întreaga economie mondială. Se vede și în unele regiuni ale lumii unde creditarea din vari motive culturale, religioase nu a fost dezvoltată așa cum e în Europa sau în Statele Unite, că economia și în general societatea s-a dezvoltat mult mai greu decât a făcut-o pe la noi sau pe continentul american. Sunt multe, multe întrebările și problemele legate de datorie, de îndatorare, de la fiecare persoană cu buletinul, că ne aducem aminte și de perioada aceea cu buletinul. Sigur, da, creditarea e un motor foarte important, nu se poate fără. Problema e de cumpătare. De cumpătare și pentru ce anume împrumuți banii, dacă îi împrumuți ca să faci ceva, o cumpărătură specială sau investiție, e una, dacă îi împrumuți la nivel individual, vorbim, dar la fel e și la stat. Extrapolând e și la stat, da. La fel. Dacă împrumuți pentru a-ți cumpăra de mâncare și a-ți plăti întreținerea, vei face alte împrumuturi ca și nu poți să dai înapoi, fiindcă nu ți ajunge salariul, atunci e o problemă. Un dosar cumpătat în revista Dilema Veche din această săptămână. Să sperăm că va fi și cumpărat. Cumpărat, în afară de numerele două pe care le-ai adus tu la redacție, sunt sigur că s-a dat tot de dimineață până acum. Mulțumesc frumos, Andrei Manolescu, pentru prezență, pentru dosarul pe care l-ai pus cap la cap cu opiniile experților și cu mai ales cu aspectele istorice ale datoriei, care sunt foarte interesante. Chiar și doar la nivel de cultură generală merită să citiți bucățelele de istorie din dosar. Aici punem punct, este puțin înainte de ora 8 seara. Ne reauzim săptămâna viitoare, bineînțeles, cu un nou dosar, o nouă temă, din nou revista Dilema Veche, reluarea acestei emisiuni duminică pe frecvențele RFI și de mâine la noi pe site. Mai găsiți și înregistrarea ca să vedeți ce făceam în studio în timp ce ne ascultați în această seară. Mulțumesc foarte mult, până săptămâna viitoare, vă îndemn ca de obicei să rămâneți pe gânduri. Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche.